Pentru nou și o nouă. Așa. Apăsați OK dacă v-a apărut un mesaj, că așa apare la toată lumea acum. Aha, să continuăm. Un nou întreg, un nou crud. Așa. Ca să vă arăt cum se golește. Așa, perfect. Primul pas. Un... Să arăt la tine? Un hărșulub obișnuit. Aha. Îi fac gaură în fund. Învârt hărșulubul invers decât îl înșurub. Da. Și a rămas gaură. Așa. Și a Da. rămas gaură. Da. Așa. O să Un vin. de rață, de găină, de gâscă, spune ca să știi, fetele. Eu l-am de rață, dar merge indiferent De de... rață, de asta am văzut, că e mai E tare o coada, indirață. el e alb, e coaja tare la o de rață. Nu știu toate de la oraș, știi? E gustos Da. tare. Dar merge și cu ouăle de găină. O Așa. seringă de la farmacia veterinară, din Asa Mare. Îi întoarcem în sus un pic acum, ca să nu ne deranjeze. Bagă acum gaură, amestec bine albușul cu gălbenușul și încep să împing aerul, dar ușor. Am făcut eu așa și s-a crăpat ouă de găină. Pentru că ai băgat prea tare aerul. Exact. Trebuie foarte, foarte încetul. Și încă o dată, până... Așa se golește. Și apoi oare se spală sau îl plătim Da, cumva? se spală cu apă și cu detergent de vase. Dar tot cu seringa băgăm apă într-un. Încet să nu-l crăpăm, îl scuturăm bine, bine, bine să se spele în interior. E gata. Avem suportul de lucru. Perfect. Ai înțeles? Da. Dana? Da, mulțumesc. Am încă seringile pe care le-am cumpărat cu tine. A, da? Nefolosite. Nefolosit, e normal. Bun. Cer scuze, Trebuie Genina, să a ne făcut dea o o singură. perioadă la uscat. A făcut o singură gaură sau a făcut două gaură? Aha, mulțumesc. A făcut o Una singură singură. gaură și a băgat aer în loc. Tu știi că în Germania de zis să fac două găuri, una jos, una sus, și să suflă afară interiorul. Dar ea e mai deșteaptă, e mai steață, face o singură gaură și cu seringa bagă aur, aer ca să înlocuiască substanța, adică Da. Albușul, da, să-l forțezi Mulțumesc. afară. Da. Mulțumesc foarte mult. Ideea este ca gaura să fie un pic mai lărguță, de-aia ați folosit și șurubul acela mai, ca să fie mai groasă, nu? Nu trebuie să fie foarte largă. Nu. Nu. Pentru că oricum trebuie să o astupăm. Trebuie să rămâie Corect. micuță. Ai auzit? Observa? Da. Micuță. Așa. Îl dăm deoparte. Ouăle, după ce spălate, trebuie să se usuce. Și cam 2-3 zile durează până se usucă bine. Oh, ok, deci nu ne apucăm și îl golim și lucrăm pe el. Îl Da, spălăm pentru și că dacă lăsăm e să. ud, nu prinde bine ceara. Ok. Și după ce l-am uscat, trebuie să-i astupăm gaura pentru ca să nu intri vopsea în trânsul atunci, în momentul în care îl băgăm în baia de culoare. Și deci acum îi puneți ceară acolo unde e gaura ca să se acopere Da, gaura. da, da, da. Insistăm până se lipește suficientă ceară încât să...
Uite. S-a stupat. Da. Ce-ar folosiți acolo? Da. Ceara de la lumânare. Eu am o lumânare de ceară curată și de aici eu, când îmi trebuie să fie chișița caldă, o trec pe asupra flăcării. Nicoleta, explic un pic așa uneltele, că fetele nu știu, unele, sau știți, nu știu, dar bănuiesc că unele nu au văzut niciodată. Deci unealta care o are, pe care o are în mână acum, se numește chișiță sau tișiță. Chișiță, cum chișiță la noi, dar e să spune și condei. Condei, da, la noi tot tișiță îi spune. E și... o chestie micuță, o țeavă mică de cupru. Așa. Pe un bețișor e legată ca o țeavă, dar foarte subțire în vârf și asta când se bagă în ceara, deci cu ouăle se vopsesc cu ceara, ceara se colorează, se topește și când e topită pe marginea plitei, ții așa mai multe bliduțe și pui culoare în ele. Galusuri înainte erau frumoase și colorau. Și atunci tu luai cutișița asta, cutișița, cum îi mai spune, depinde dialect, și ea având ca o țevuță, așa, intră cear în ea și când dai, ea lasă, merge pe, pe principiul stiloului, cumva. Da, da, da. E, curge din, curge ceara și tu încondeiezi cu, deci se mai cheamă și condei. Așa, scuză-mă că mă amestec, dar eu cam ce știu fetele și ce nu știu, știi, de aia zic. Da, da. Dar nu cumva se pune și un fir de păr acolo? De păr? Se punea înainte când se făcea, nu se făcea de cupru. Când se face din alavul, da. Din capacele de la borcanele de dulceață. Da, clar. Capacele alea vechi, nu astea care se înfiletează. Da, 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 da. Da, mulțumesc. Eu am chișițe și îngerul ăsta. Da, da, cu ceva acolo. Care are tubulețul și în el ceva. Nu. Sau, e cumpărat de la ucrainieni din... Și e de plastic sau ce-i cu ea? Da, mânerul e de plastic și capătul e de bronz. Sub forma unei pâlnii care are pâlnie. Da. Și atunci principiul e tot așa, o încălzești, iei ceară, dar poți lucra mult mai mult cu dânsa. Are ca un rezervor, deci acolo da, în capăt, da. Prin care curge prin tubuleț. Deci cum este principiul stiloului. Da. Da. Sunt bune astea, eu te cumpărăm și noi de la Ucraina. Dar nu orice ucrainieni, sunt ucrainieni din Marea Britanie. Ah, deci e diaspora ucrainească. Exact, așa, diaspora ucrainiană. Ei le fac așa contact. Speciale pentru, au tot felul de chituri. Nu prea pot lucra cu ele. Am cumpărat și o chișiță din Kiev când am fost acolo. De fapt, am cumpărat câteva. Și am contactul unei doamne care le făcea. Și... Da, eu lucrez mai bine cu chișița aia asta românească, făcută de Sebastian Paic, de la el am cumpărat, decât cu cea din Ucraina, chiar dacă ține mai mult. Da, și eu am constatat asta, se lucrează mult mai bine cu chișițele noastre. Da, ai mai multă, eu am mai multă stabilitate în desen. Am așa un mănunchi întreg. Chiar? Da. Pe grosimi, pe lungimi, pe îndemânare. Și acum începem să lucrăm la ou. Nu! Înainte de asta să vă arăt cum se încondeiau primele ouă. Că femeia rugându-se noaptea la icoană, numai atunci avea timp și nu o vedeau cei de acasă, i-a picurat pe ceară, ceara din lumânare pe ou. Și picură un ou
o picătură și încă una. Ceara, odată lipită pe ou, se dezlipește de pe ou foarte greu. Și în general, unii a picat ceara, nu se mai prinde vopseaua. Da. Dar când ai cantitate limitată de ouă, chiar dacă e pătat de ceară, trebuie să-l faci. Încondeiat. Trebuie să-l faci roșu. Și după ce îl picuri așa tot cu ceară, îl bag în culoare și rezultatul e așa. Da, n-am mai văzut metoda aceasta foarte ingenioasă. Dar ce frumos și arată. Simplu, facem și noi, că așa putem. Și fără cheșiță. Da. Asta e cea mai simplă metodă. Normal, e cea mai simplă și... din greșeală. Deci așa a apărut primele ouă încondeiate. Și pe urmă s-a dezvoltat instrumentul. Prima dată în loc de chișiță era o pană de gâsc. Și apoi nu mai știu cine a inventat. Trebuie să aibă o anumită cantitate de ceară curată în lunare și atunci când picură, picurii cad foarte frumos. Și ies bulinele. Zice că le-am făcut moderne, dar ele sunt cele mai vechi. O pauză între picături ca să nu se prelungească, să apucă. Să apuce să usuce. Dar ce interesant, și asta pot face și copiii ușor și să se bucure de experiență. Foarte. Da, și chiar le place enorm de mult la copii să lucre așa. Dar acestea, dacă sunt așa mai ușor de făcut, nu împestrițați un ou normal? Aici ce văd în mână, cred că e doar coaja. Așa e? Da. Și asta o pun pe pască, că primul copil care intră în casă, chiar dacă îi ofer și alt fel de ou, prima dată pe asta mi-l ia. Și ce face cu el așa gol? Îl păstrează. Am înțeles. Nu încondeiați și ouă normale, ca după aia să poți să ciocnești și să le mănânci? Înainte încondeiam, acum nu, că nu vrea nimeni să le mai spargă. Da. Apropo de ouă încondeiate, o prietenă de la Coșna a comandat la mine ouăle încondeiate, cele încondeiate, să fie pline. Astea se fac cu vopsele pe bază de alcool și șerlac. Pe că l-am luat pe cel mai greșit. E modele specifice zonei Dorna Candreni. Și eu le-am făcut pe ouă pline și ea le-a dat cadou unei prietene de ei de la Iași. Soțul prietenei ei de la Iași era militar. Trebuia să pleci în misiune, soția n-a fost atentă ce și-a pus de mâncare, el a știut că s-o au de Paști, le-a pus în traistă, le-a dus la serviciu, le-au ciocnit, le-au mâncat. Chestia era că erau făcute de 2 săptămâni jumătate în urmă. Dar n-a plătit niciunul, nimica, nu s-a îmbolnăvit. O, dar stați liniștită că în București se găsesc ouă vopsite de Paște și sunt vechi de mai mult de o lună și sunt făcute pe cine știe unde. Eu am văzut unele care veneau din Grecia. Sunt sigură că atunci când le-au fiert, le-au pus ceva conservant care penetrează coaja. Eu am înțeles că dacă le vopsești în joia Paștelor, țin până la ispas. Adică anume momentul ăsta magic. Iar peste ani se stafidesc în interior și nu li se întâmplă nimic. Deci pot fi lăsate pline
În privința asta vă pot da un sfat chiar avizat. În momentul în care s-au stafidit și înăuntru se simte, el scuturi așa și se simte, gălbenușul apare ca un... ca o mărgică. Chihlimbar, da, ca o mărgică de chihlimbar. Da. Dacă îi schimb temperatura, eu li țin în casă din colul la răcoare și le aduc în bucătărie unui un pic mai cald, explodează. Da. Dar mirosul te scoate din casă pe două săptămâni. Da. Da, cred. Am pățit și am pățit la muzeu la Toplița. Am fost tot cu demonstrație. Și a crăpat un ou în timp acolo, în muzeu. A fost dezastru. Și de atunci ouăle de colecție nu le mai scot. Le las acolo unde sunt. Am terminat ou. Și următoarea etapă e să-l pun în culoare. Mi-am pregătit aici culoare. Așa. El plutește. Exact. Îl ajutăm. Da. Un alt borcan mai mic, cu apă caldă în trânsul și îl ajutăm să... Caldă sau rece? Poftim? Culoarea, apa de la culoare e caldă sau rece? E temperată. Nu are voie să fie caldă, pentru că dacă e prea fierbinte, se topește ceara. Topește ceara, da, da. Da. E temperat, așa cât suportă mâna. Dar poate fi și rece? Adică putem aștepta să se răcească? A să fie rece, nu cred că prinde foarte bine vopseaua. Asta mă gândeam și eu. Eu folosesc vopsea așa. De la Alex. Scrie că e pentru 30 de ouă, dar nu pun mai mult de 400 grame de apă. Uite ce frumos arată. Da. Și deci pune și oțet, faceți rețeta cum scrie pe plicul de vopsea. Da, în afară de apă, că pun mai puțin apă decât trebuie. Și este roșul acela frumos de pe vremuri, roșul acela românesc sau este roșul acela așa care bate spre roz? Nu, e roșu. Roșu care trebuie, dar când îl vreau un pic mai închis, atunci îi pun o picătură de albastru, dacă îl vreau un pic mai închis. A, super idee! Și e o fracțiune mai închis pentru ca să arate super. Cred că l-am ținut destul. Stai mai la distanță ca să văd. Uite. Așa. Și acum îl lăsăm să se usuce? Să se usuce. Îl lăsăm să se usuce și apoi îl ștergem, îl încălzim fiecare bulină în parte și ștergem. Mie nu mi-a ieșit niciodată să șterg ceara de pe ele la flacără. Că s-au negrit, s-a dus... Asta vreau să spun. Ai pus întotdeauna în, deasupra. Lateral. Ou se pune pe lateral. Dar nu se lua ceara de pe el. Ba, se ia. Se ia cu condiția să-l... să aveți răbdare. Ah, ok. Eu l-am șters, eu nu fac multe, l-am șters așa, l-am luat cu unghia, că le fac cu chișița și am zis, e îndeajuns. N-am mai încercat cu lumânarea. Dar mă uit să văd cum faceți acum. Dar nu, acasă e doar pentru demonstrații îl încălzesc lumânarea. Acasă am grătarul din cuptorul cu microunde, îl pun pe plită și pe grătar pun ouă și aștept până se topește. Să se scurgă singur? Sau cum? Da. Nu, doar să se încălzește. A, să se încălzească complet și... Da, fiind un pic de distanță între ou și plită, ceara doar se încălzește, nu se topește. Scurgă. A, bună idee.
Da. Să-l las și eu deoparte, nu? Să se usuce cum trebuie. Și apoi vă arăt cum... Așa. Asta nu o să stea. Acum să lucrăm cu... S-a închis? Nu, nu, nu. Nu, nu, nu e bine. E bine. Vă vedem, suntem bine. Da, așa, și acum ce? Foarte bine, da. Chișița. Așa. Iau ceară, încălzesc chișița. Nu e nicio problemă dacă nu merge mâna așa ca la mine, pentru că se pot trasa liniile cu creionul. Împărțim ouul, prima dată pe verticală, astea sunt liniile vieții. Cum toată viața se termină odată, atunci ultima linie care trasăm e orizontală, linia morții. Dar ce s-a întâmplat? Nimic, e ok. Nu, e bine. Nu, ouul meu e ceva în neregulă. Este? Da, că astăzi mi-am... Eu astăzi le-am spălat. Și dacă e ouăt, liniile se desprind. Oh. Din cauza asta trebuie foarte, foarte bine astupat gaura. Uh-huh. Eu mi-am fiert ouăle, așa că... Îl lucrez mult mai bine pe ele. Nici nu trebuie greutate la borcan când bai, ci în vopsea. Doar că n-am vopseaua, dar o să vopsesc eu după aceea, măcar să desenez. Prima. Primul model se cheamă Păscuța. Și asta se lucră prima dată, cel puțin la noi. Nu e o chestie obligatorie pentru toată lumea. Așa cum am mai spus, cât eram copii, 5, 6 ani, 7, până în 10 ani, aveam voie să exersăm chișița pe toate ouăle care se spărgeau pentru cozonac. Ouă pline, crude. Și atunci, pe urmă știam. Se făcea ouă împistriti, că astea se cheamă împistriti, la fiecare casă. Nu se făcea cantitate mare, se păstra chișița și cu oala cu ceară de pe un an pe altul. Fiecare bărbat știa să facă chișițe. Mm-hmm. Acum chișițele se cumpără din târg. Dar nu mai fac bărbații. Mai arată un pic modelul bine, că nu m-am oprit, nu mai știu să-l mai fac. Se vede? Te mai fac o dată și la înălțare ouă. Roșii. La înălțare se fac doar ouă roșii. Da? Fără aha, da, da, ai dreptate, muncite nu se mai fac. La noi se numesc ouă muncite. Da, da. Mai desenez da, într-un... Da. Îl mai desenez o dată? Îl desenez în fiecare pătrăt... Așa, triunghi. Acum, așa, fă-l acum ca să văd din nou cum îl faci. Uh-huh. Asta e ca o săgeată? Da. Cum ai zis că se numește? Păștițele. Pasca sau păștițele. A, păscuța, da. Păscuța. Și păscuța ouă doar pe galbene, ouă... când te fac?
Cum? Sunt anumite zone în care se fac ouă doar galbene. Nu la înălțare? Eu n-am auzit. Nu, nu știu. La noi, la înălțare, se fac doar undeva ouă. Undeva în Ruginești. În Ruginești de Vrancea am găsit la un moment dat niște mămăițe care ziceau că îngălbenesc cu rostopască la înălțare doar ouă galbene. Da, e posibil. Pentru că, contrar faptului că se spune că în Bucovina ouăle sunt roșii la Paști, eu țin minte, bunica mea făcea în toate culorile, câte două, trei, verzi, albastre, mov, galbene, nu doar roșii. Și nu mă refer la ouăle. De la Humor ziceau că făceau cu brândușe. Ce culoare ieșeau cu brândușe? Albastru. Este un albastru sprimov. Aha. La noi n-are cum să se facă cu plante în primăvară, în afară de ceapă, pentru că nu sunt. Nu este nimic. Brândușele. Da. Brândușele, ziceau măicuțele că au acolo la Humor multe și fac cu brândușe. Da, da, e și un mov, un lila, are o denumire specială, culoarea aia, dar nu scap acum. Iar roșu ăsta așa frumos înainte, cu ce îl scoteau? Cu sovârf și măracru, coajă de măracru. Adică măr sălbatic? Da, măr sălbatic. Bulinuțele acelea sunt pline sau goale pe care le-ai făcut pe... Pline, pline. Astea din mijloc sunt goale, da, și astea alea sunt pline. Alea, pline. Pline. Ca niște puncte. Da. Și deci acesta era primul model care se făcea pe primul ou când... Da, când începe femeia lucru la oul închistrite, asta e primul model care se face, păscuța. Ce frumos, nu știam că există un prim model. Obiceiurile diferă cam de la sat la sat. Chiar dacă eu vin cu obiceiul meu de acasă și sunt măritat în satul vecin, trebuie să le respect obiceiurile de aici, că altfel eu iau pe coajă de la soacră. Deci acesta este din satul dumneavoastră. Asta e de la Poiana Negri, da. Chișița trebuie să fie tot timpul caldă, altfel am văzut că nu se mai întinde ceara, nu? Da, da. Exact. Dacă nu o încălzim la... Flacără nu curge. Trebuie să mai aprind o candeluță. Eu lucrez cu chișițele de la tine. Și la ce? Păi fac ce faci tu acum. Înțeleg, dar arată-mă... Ce să-ți arăta? Să ne arăta și nouă ce face. M-am necăjit aici. Face o bucățică. Se vede? Da. Se vede, se vede. A făcut bine? Arată-mi unealta de lucru. Păi cum? Așa. Nu o recunoști? Nu asta, arată-mi... La ce încălzesc? Exact. La chestia asta încălzesc, se vede? Da, nu da, se vede. Da, și eu tot așa le pun sus ceară și dedesubt flacără. Păi astăzi mi-a venit ideea că mi-a povestit Nicoleta cum face și... Păi nu și aveam... la flacără o încălziți chișița și apoi sus ceara? Am și eu de genul ăsta ceva. Nu, sus e ceara și acum mă duc să-mi iau încă o candeluță să-mi chișița prin candelă. Ce-ați pățit? Am și eu așa ceva, dar e un pic mai mare. Așa. A mea e micuță, dar văd că merge și sunt foarte încântată. Am aici sunt lămpi din alea de aromoterapie. Asta e, da, asta da. E. Se folosesc. Da, da. Dar vedeți, aici, pentru cine interesează, Sebastian Paic, de unde am cumpărat și ochișițele, vinde și o lampă specială pentru încălzit ceara în ea.
Da, da, vreau să zic, se pune așa un bec în, pe o scândură și pui deasupra vasă ăsta. Mm-hmm. Am și din aia, dar nu... Tot e bine. Mie cel mai ușor, mie așa, la demonstrații. Da, aceea este ceară de albine pură de la apicultor. Da, da, da. Sau așa, un aragaz micuț, micuț, cât e o căniță. Da. Pentru, în general, pentru cafea. Da, în general pot să întreb, iată, cu chișița și la încondirea ouălor cu ornamente complicate, se face doar cu ceară curată? Nu se face cu amestec de alte tipuri? Nu, nu. Doar nu. Cu ceară curată? Doar cu ceară curată, pentru că dacă nu e ceară curată, în vopseaua, dacă e rece, nu prinde și dacă e caldă și ceara nu e curată, topește. Atunci și... Nu, și desenul iese mai finuț. Da, și desenul iese mai finuț, întinde mai ușor. Am făcut odată un atelier. Și trebuie să fie neapărat ceara curată. Mulțumim. Obligatoriu. Doamna Gălbează, vreți să ne mai arătați o dată? Că n-am apucat să văd eu aici. Instrumentul? Nu, nu, cum vă iese? Cum vă iese? Ce lucrați? A, cum îmi iese? Așa. Mai aproape un pic? Se vede un pic de tot. Acum așa, am început perfect. În al doilea. Da, da, da. Spor. Succes. Mulțumesc. Am mai încercat, am mai avut o tentativă cu câțiva ani în urmă, dar acum e mult mai bine. Nici n-aveam chișița bună. Este că în momentul în care țin deasupra flăcării, ea se negrește și atunci se cunoaște mai bine ceara pe o... Da, da. Începusei să spui, Nicoleta, că atunci când vin copiii în casă, prima dată vor ou acela. Nu știu dacă mai este undeva obiceiul ca la noi să vină copiii în ziua de Paște după ouă. Normal nu vin după ouă, normal vin să vestească învierea Domnului. Da, da, dar primesc ouă. Ouă e răsplata pentru că... Au intrat de Paște în ziua ta, casa ta. Da. Dar oferirea ouălor primăvara copiilor e un obicei mult dinainte de creștinism. Uh-huh. Pentru că primăvara vin păsările din țările calde, încep să depun ouă. Uh-huh. Și nu toată lumea își permitea, nu cunoștea locurile unde. Când se întorcea acasă bărbatul sau copiii mai mari cu torba plină de ouă, împărțea cu ceilalți. Și era un gest salvator de viață la propriu, pentru că după o iarnă grea, proviziile se termină, o masă bogată în calorii cum e ouă, era chiar o salvare. Ce frumos, abia aștept să încerc și eu modelul acesta. Foarte frumos. Desenează-l ca să-ți rămână. Adică da. Tu ai filmul. Da. Să știi că e un model foarte des întâlnit și nu e specific unei zone anume. Uh-huh. Îl fac și ucrainieni, îl fac și maghiari, îl fac și polonezii. Cu
Deci mai întâi se face cerculețul acela, după aceea se trag liniile. Din colțuri se fac săgețile și apoi se unesc. Da, capetele, marginile săgeții. Deci mai întâi cerculețul și pe urmă săgețile? Da. Mă uite, arată, uite acum. În centru. Îmi bagi în ochi, te rog. Acum a început să se înnegrească și ceara mea. Da, și atunci se vede mai ușor modelul pe ou. Adică unde am greșit se vede foarte bine. Dar nu vă arăt. Numai bucățica bună. Dar nu ai voie să greșești. Și nici nu e greșit, indiferent cum l-ai făcut. Uneori mai cade câte o pată așa mare. O picătură mai groasă. Da. Fetița mea, când era mai mică, am pus-o să deseneze un ou în pistrit. Și nu l-am băgat în vopsea, că am zis că nu e frumos. Na, cât s-o chinuit ea acolo, rândurile strâmbe. Și a venit cineva și l-a cumpărat tocmai pentru asta. Au zis că liniile, dacă sunt drepte, par făcute din fabrică. Dacă sunt făcute din mână, trebuie să arate un pic mai strâmb. S-a supărat Andreea că i-am vândut nouă. Cred. Și ne veți povesti apoi și despre ouăle acelea colorate, că acolo nu sunt făcute cu vopsea, din câte văd, nu? Adică nu sunt făcute așa. Da, aceea e altă tehnică. Bun, bun. Tocmai din cauza asta, din cauza acelor ouă colorate, da. Astea au rămas simple. Așa cum se face peste tot în lume, au rămas doar alb cu roșu. Acum le știe toată lumea pe cele de la Ciocănești, culori multe, multe, încărcate. Mm-hmm. Și deci în afară de roșu nu mai puneți și alte culori sau să mai puneți apoi în albastru? Sau? Nu, nu. Doar atât în roșu. În negru, da, cum era doar. Normal se vede negru și unele doamne chiar folosesc negru, dar e de fapt un brun foarte închis. Uh-huh. Negru e comercială culoarea. Brunul ăla închis e tradițional. Uh-huh. Nu prea avea negru tangență cu Paștele. Paștele e o sărbătoare a bucuriei. Și atunci trebuie toate să fie frumoase. Eu l-am terminat? Da, am terminat da, o jumătate doar. Da. Unde? Până termin tu cealaltă jumătate, eu îl colorez. Cred că mai erau niște cerculețe pe acolo pe care nu le-am văzut eu, în fine. Nu, un singur cerculeț în centru și punctele acelea pe latura, pe la trei laterale. Altele nu mai sunt? Nu. Un pic de acum ajut. Să-mi golești. Nu pot. Nu pot să-mi țin. Mahar, borcanul ăla e prins. Nu cum trebuie, a dispărut. Nu cred că a dispărut. E aici, ia să vedem. Uite, doamna vrea să știe cum scot bulinele. Așa, exact. Cum desprindem ceara. Pe Nicoleta, rând. Pentru tine. Da, da, mulțumesc. Mă uit. Uite. Deci, uite, ții nu fix deasupra, dar oricum lângă cât să se încălzească. Da, cât se încălzească, să o luăm. Pare ușor așa ce faceți dumneavoastră acolo. Nu deci e greu. La tine problema a fost că ce? Că s-a negrit? Adică a ieșit da, din lumânare? Da, n-a avut răbdare și a apropiat prea tare. Da. Ah.
Așa, și deci îl ștergeți cu un șervețel, pur și simplu se încălzește ceara și se șterge. Și apoi rămâne super. Dar eu am o întrebare. Dar iată, pe timpuri, culorile acestea nu erau, care acum le avem noi pregătite în pliculeț. Cum făceau înainte? Făceau o infuzie? Făceau pentru culoarea roșie, da, dar nu ieșea niciodată roșu ăsta frumos. Și mai era o problemă, la noi la munte nu se țineau rații. Pentru că gospodăriile în zona de munte se face pe deal, nu lângă apă. Lângă apă, vitele mari se îmbolnăvesc, digălbează. Și nu exista tratament. Și atunci gospodăria se făcea pe munte. Și găinile făceau ouăle micuții. Și niciodată perfect albi. Se alegeau într-adevăr cele mai albi, dar nu erau albi. Și culoarea pe ou alb arată într-un fel, pe ou maroniu arată altfel. Da. Și culoarea roșie la noi se obținea din sovârf. Se strângea de vara. Sovârf, flori, da? Partea de flori, da. Da, și creangă de mă, și coajă de măr, de măr pădureț. Mărul pădureț asta e, el trebuie să fie roșu? Sau el e galbeni? Verzi, cred că sunt, nu? Nu sunt. Dar noi sunt așa, galbeni, nu știu cum. Verzi, da, verzi și mici, mici și verzi. Aha, și, mici. Și cum, se adună merele de... Toamna, sau nu merele, ci coaja de pe copac. Coaja de copac. Coaja de copac. A, de pe copac. Mă scuzați, da, nu înțeleg, nu reușeam să înțeleg. Am înțeles acum. Deci coaja de pe copac cu... Am înțeles. Da, de pe crenguțe. Uh-huh. Eu văd aici, acum o șovârf, ăsta e oregano. Da, exact. Seamănă cu oregano, da. Dar e altceva. Da, intră în categoria oregano, da, dar este altceva. Da. Este o plantă așa, violetă, poți vă arăta aici undeva. Am și eu, dacă vreți să vă arăt. Seamănă un pic cu fringitorul, doar cu un alta. E foarte, da. Aha. Eu fac baie nepoate în fiecare seară cu ceai de sovârf. Pentru? Pentru piele curată, nu face escare, e foarte bun, foarte, foarte bun. Încearcă... La bunica mea știu asta, ea ne scălda așa. Iată, eu am adus aici. De mesteacă, nu e mult... Da, uite-l! Da, unde uite stai, să te, stai un pic să te văd. Stai că nu te găsesc aici. Ce nu te găsesc? Gata. Poze. Stai un pic. Așa. Mai am aici da, și... Da, uite, stai că te văd. Da. Ăsta este. Ăsta este așa. El e nântuț, are vreo 40-50 centimetri. Da. Florește mai frumos acum, e uscat. Dai un pic mai în spate, că e prea aproape și nu se vede prea clar. Și lumina e cam proastă. Da, da. Seamănă un pic cu cimbrișorul la... Da, cimbrișorul mic, dar este nântuț așa. Da, și are frunzulițe. Olese. Da. Nu mișca. Ține. Da, nu mișc. Iată așa, are și niște frunzulițe verzușoare, așa, dar sunt uscate și puțin se vede, dacă, nu știu dacă acum da, se vede. Da, așa meu e uscat, nu se vede bine. Nu se vede bine, da. Da, se cumpără ceai de șovârf de la farmacie? Oare da, este, știu că este bun pentru dureri de cap. Și merge să colorăm cu el? Că roșu îl obții așa de greu. Nu știu, probabil trebuie să pui multe, multe plante, să faci mărcerare, după care faci infuzie, așa? Eu nu știu exact, n-am făcut eu din plante. Eu pot să vă spun... Era un ritual întreg. Iată, vezi? Un ritual întreg. Eu am era un ritual întreg, trebuia să-l pui în luni din săptămâna mare, luni, dimineața, înainte de a răsări soarele, să-l fierbi... Și apoi în fiecare zi dimineața... Nu te mai auzim, Nicole.
Nu te mai auzim. Ce s-a întâmplat? S-a întrerupt un pic. Ziceați că deci în fiecare zi ce se întâmpla în fiecare zi? Trebuia să se trezească fata mare din casă să învârte în plante. În oala cu tovâr. Cu flori, le zicea bunica. Da, da, până da. Joi. Flori, până joi, așa? Și da, joi da, să... Până joi, aha. Da. Și joi, tot înainte de răsăritul soarelui, trebuia să colorezi oul. Deci era... Ou... era... A, ouăle se colorau înainte de răsăritul soarelui. Da. Ah, ce se... Nu dormim până târziu, dar ne trezim de vreme. Da, ce făcea? Da, fierbea era... planta lunea? De lunea făcea soluția? Da, începea macerarea în apă. Bine, dar o fierbea sau doar le punea în apă? Fierat. Se fierbea. Deci se fierbea atunci, în prima zi. Și pe urmă se lăsa da. Așa. Da. Și pe urmă se lăsa la macerat și se amesteca în fiecare zi în prânză. Fără să mai fiarbă. În următoarele zile nu mai fiarbă. Fără să mai fiarbă, da. Extraordinar de frumos chestia aia. Mm-hmm. Și îl ierb cât timp ierbe. Varianta pe care încă o mai fac bătrânele în Lajidia. Practic pun frunze de măr domnesc care dau galbenul și florile de șovârf care dau maroniu. Eu mă chinui de vreo 4 ani, dar nu am reușit să obțin decât un grenat foarte închis. Și tanti Florica zice așa: punem buruienile la macerat într-adevăr de luni, dar doar cu apă călduță și atât, și amestecăm în ele zilnic și le lăsăm până joi. Și joi scoatem zeama în care punem ouăle și buruienile alea le usucă efectiv într-un ceaun, câte un pic, câte un pic. Și apoi pun buruienile alea uscate, un rând de ouă, iar buruieni uscate, iar un rând de ouă, le cuprind cu zeama și le fierb la foc mic 2 ceasuri. Și iese roșu, roșu, impecabil. Am avut eu ouă acasă superbe cu ou de la, cu roșu de ăsta. Deci, cu ce era? Hai, spuneți odată rețeta roșu natural. Flori de șovârf, flori de șovârf, care e oregano sălbatic și se găsește în flora spontană. Da. Eu mi-am pus în grădină. Oregano semințe. Și frunze de măr domnesc, sau măr acru, cum zicea doamna, sau măr dulce, am auzit. Sau coajă de măr, că ăla dă galben, ăla practic duce marou în roșu. Se pun la macerat 3 zile, zeama respectivă, un pic se pun ouăle în ea și numai se îngălbenesc așa, după care se usucă plantele, câte vreo două, câte vreo două într-un ton. Și se pun ulterior plante uscate și ouă, strat, 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 se acoperă cu zeama respectivă și se fierb la foc mic pe sobă 2-3 ceasuri. Și așa iese acel roșu. Iar ouăle astea înroșite cu șovârf nu se strică peste an. Se usucă gălbenușul în ilior și nu se strică. Și au într-adevăr un gust deosebit. Mă mai auziți? Da, da, da. Deci mai sunt bătrâne în Vrancea care încă fac asta. Și ce m-a surprins foarte tare, că am văzut la doamna acele picături, care simbolizau cumva picăturile de sânge. Și doamna punea care curată și lăsa nu să fie bulină perfectă, curg așa, cum ar curge și lăsa dâră. Așa, roșu cu bulinele alea. Minunat! Eu am scris aici în dreapta, nu știu dacă vă puteți uita ce ați spus. E bine ce am scris? Vă puteți uita în chat. Da, să mă uit. Da. Am tipărit cam prost, dar mă rog. Apoi se usucă plantele. Plantele, practic, se usucă într-o sursă de căldură, într-un ceaun, în ceva. Plante uscate, strat, strat, corect, e foarte bine. Iar în zeama aia se adaugă piatră de alaun. Alaun, da. Știți? Și oțet și ce se mai pune, dar alaunul ăsta, piatra acră, îi spune tanti Florica. Dar ce este găsit greu. Dar aceste ouă sunt de mâncat sau sunt doar de păstrat? Nu, de mâncat, sunt ouăle
Ouăle roșii de Paște. Cu buline de ceară. Așa, doamna Irimescu, ați finalizat, am văzut că ați scos ouă, da? Da, am din scos ouă de la ceară, a ieșit super. Da, foarte frumos. Și acum îl lăsați să se usuce și așa, și la final, după ce ați îndepărtat și ceara, îi mai aplicați vreun tratament, ceva, ce se mai face, da, ceva, da, nu știu. Da, se... astea care sunt goale le dau cu lac. Cu lac? Aha. Cu deci lac. Nu cu ulei ca să fie lucioase, ci cu un lac. Ulei alea pentru mâncat, alea care sunt lucrate pline. Uh-huh. Se dă cu ulei. Normal cu slănină, nu cu ulei. Da, da. Și mai bun. Nu știu de ce, așa era o preferință pentru slănină. Uleiul da, era slănina, da. Mai ușor de obținut slănină. Întâi a fost slănina, da, și apoi ulei. Da. Așa. Bun, și acum ne povestim. Ești mai frumoasă cu slănină decât cu ulei. Da? Și mai ușor de manevrat. Cred că da, nu e grăsimea poate. Solidă și altfel intră în por, nu știu care. Treaba nu m-am, nici nu am stat să mă gândesc. Ce mai trebuie să fac cu mătură? Eu am decât slăina fumată. Ce facem? Miros până slăina fumată, ole. Dar n-am nimic, că doar nu-i mult. Dar doar nu le dai pe la nas acum. Elena, le mănânci cu coajă cu tot, măi. Da, da, da. Nu mai pui gală. Bun, ce ne mai arătați acolo? Ne vorbiți și despre ouăle colorate? Despre ouăle încondeiate. Așa. Care se, la care se folosește așa. Vopseaua care se folosește la ouă încondeiate e aceeași care se folosește la vopsitul lăzilor de zestre de la noi. Deci pe lemn, care se aplică pe lemn? Da, da. Uh-huh. Pentru că cerința principală e ca vopseaua să se usuce exact cum e aplicat-o, să nu se împrăștie. Coaja oului e ca sugativa, e poroasă. Și atunci vopsea, nu cu orice vopsea poți desena o floare, pentru că ea o să apară estompată. N-are margini clare. Și vopseaua e anilină, chimică, întotdeauna au fost, de când s-au făcut tipul ăsta de flori. Tipul ăsta de ouă, nu s-au folosit culori naturale. Uh-huh. Anilină este un praf chimic care se dizolvă în alcool și se pune și un pic de șerlac pentru luciu. Șerlacul e tot un lac care se folosește la tâmplărie. Ok. Așa, și cu ce au aplicat? Tot cu chișițe? Condeiul, nu cu chiși, cu condeiul. Okay. Astea uh-huh. sunt condeiile pentru... Yeah. E practic un băț de lemn. Ascuțit. Ascuțit. Aha, deci doar un băț de lemn ascuțit, nu are nimic special în... Nu are absolut nimic special. Îmi dau seama că are... Și în toată zona Dornelor să fac genul ăsta din ouă, în feluri, cu specific de la sat la sat. La noi, la Dorna Candren, să folosesc doar 5 culori. Mov pentru liniatură, rare ori pentru flori. Flori roșii întotdeauna, cât mai mari, cât mai multe, ca să aducă cât mai mult ouă roșu. Frunzele verzi și uneori și flori albastre. Și galbene. Exact.
exact de unde au pornit ele prima dată, nu știu. Dar bănuiesc că din dorul de vară, de cald, la noi este mult frig. Așa e. Și atunci au înflorit, au mugrit copacii? Nu, eu încă mai colectez seva de la mesteacă, încă n-a crăpat mugul. Aha. Abia s-a dus zăpada, dar doar pe centru. Pe marginile satului încă este zăpadă. Așa, deci acolo folosiți culoarea mov, care a zis că se folosește doar pentru linii. Sau... Da, doar pentru linii. Nu, uneori o băgăm și la flori, dar foarte, floricelii mărunte, mov. Pentru că nu sunt în natură flori mov. Nu la noi, mă refer. Atunci nu puteai face comandă la Agroland să aducă ce modele, ce flori vrei tu. Deci aceasta o putem face și noi, instrumentul în sine, nu? Că ziceți că e doar un lemn ascuțit. Da, și în loc de vopsea se poate folosi tuș. 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 Cu toate că cu tușul trebuie mai multă grijă, pentru că tușul are obiceiul de a se duce în lateral, pe pori. Nu se usucă foarte repede. Să rămâne exact unde l-am aplicat. Și se usucă repede acesta? Da, pentru că ouă se lucrează dintr-un capăt în celălalt, din când l-ai început. Tot așa faci liniatura? Da, la primul da, pentru că tot păștițele fac, chiar dacă este altfel. Și pe acesta nu-l mai băgați în culoare la final? Nu-l mai băgați. Rămâne așa. Nu. Uh-huh. Asta rămâne exact așa cum e. Uh-huh. Dar am văzut că îl încărcați mult mai mult cu culoare. Da. Acum începem modelul propriu-zis. Uh-huh. Eu am făcut păștițele fără brâu. Specificul ouălor în feluri e faptul că li se face prima dată un brâu, așa cum purtăm noi brâu, așa poartă și ouă. Pe toate părțile? Adică, facem pe... Da, putem să-l punem și pe orizontal și pe vertical. În funcție de model. La ăsta deja modelele sunt flori. Puțini îs care au o denumire anume, cum îi păștițele, ceea ce fac eu acum. Și practic o să vă arăt când îl termin. E fierul plugului, vârtelnița și cârligul ciobanului în același ou. În același model. Cu plugului, cârligul ciobanului și ai mai zis ceva, vârtelnița. Vârtelnița. Chiar dacă vârtelnița în general are 4 și aici are doar 3. Se înțelege de la sine că nu permite mai mult. Ce frumos este. Foarte frumos. Să ne arăți mai bine desenul. Vorbește ca să-ți vedem desenul. Asta e cârligul ciobanului. Uh-huh. Fierul plugului se vede conturul cu alb. Da.
Și vârtelnița pentru că merg pe troată, unul după altul. De toată, da, da, da. Și acesta se repetă în toate registrele, în toate triunghiurile. Nu, nu, nu. Nu? Nu în toate. Nu. Se repetă doar exact așa, în contrast. În diagonală. În diagonală. Da. Mm-hmm. Dacă o să-mi dați voi, li cobor picele de sus, eu lucrez la comandă. Mm-hmm. Și nu mai... Nu mă prinde cu fenomenul, că ți-a rând numai sus. Uite și aici văd unele cu model și apoi pe partea lângă ele sunt niște flori roșii. Da. Da. Uite exact cum ne povestea. Da, și ele sunt în diagonal. La unele. Uite. Ia. Așa, da. Și deci în diagonală și apoi în celelalte diagonale flori. Flori. Și florile sunt garofițe, care la noi se zice flor domnești. Nu apare trandafir, nu știu de ce. Pe ouă încondeiat nu se pune trandafir. Apare garofița, flori mărunte care se găsesc prin iarbă, dar trandafir niciodată. Trandafir de la Moldova. Are adresă. Asta are doar brâu? Da. Și pe asta acestea le dați, la final le dați cu lac și pe acestea? Da, astea. Da, pentru că lacul întărește coaja și atunci el nu se mai spargă. Mm-hmm. Asta e butoiul. Registrul în care s-a împărțit ou, așa arată, ca un butoi. Uh-huh. Parcă are doage. Uh-huh. Și lacul de unde îl cumperi? Ce fel de lac este? Lac Parchetex. Îl comand de la tot Timișoara. E tot pentru lemn? E, da, mono... component. Lac pentru parchet. Aha. Dar neapărat monocomponent. Dacă are altceva în trânsul, dizolvă culorile. Acesta e tot de mult brun. Modelul acesta la dumneavoastră în zonă? N-am înțeles întrebarea? Se face de mult modelul acesta? Genul ăsta de ouă se face cam de pe la sfârșitul 1800. De când au apărut lăzile de zestre? Că nici lăzile de zestre nu sunt apărute mai de mult, de atât. Alea pictate. Aha. Ah, ok. Și încă de atunci de mult se golea ou și se picta așa? Nu. Nu. Erau eu când am început să desenez, am desenat pe oul plin. Și când eram eu copil, erau ouăle pline. Da, da. Mai spărgeam câte unul și era prăpăd. Păi și nu e toxic să mănânci ouăle alea pictate cu culori? Păi nu se mâncau. Nu se mâncau. Aha, am înțeles. Se păstra în vitrină și când se spărgeau, se aruncau. Era credința că dacă păstrai ouă de la Paște peste an în casă, era casa ferită de el. Dar nu orice ou, ci ăla care l-ai dus la biserică, l-a sfințit, l-ai adus înapoi și îl păstrezi cu sfințenie pe Paște până după Paște. Și apoi îl pui în vitrină și gata. Și nu întotdeauna în vitrină, pentru că bătrânii n-aveau vitrină, îl puneau undeva în dulap, ferit de mâna copiilor.
Doamnele meștere, să vă arăt ce am eu în casă. De ani și ani și ani. Da. Asta care îl aveți mai sus ridicat este ruja. Denumirea. Pe semne. Deci nu le-am primit. Da, da, e ruja. Verde, pe verde. Ce frumos e acesta verde. Da. Aici pe negru văd că e ceva de marin. E un brun foarte închis. Da, foarte închis brunul ăsta. Da. Acestea sunt din Vrancea sau sunt din altă parte? Habar n-am. Le-am în casă de ani și ani și ani și ani. Nu-s din Vrancea. Eu caut acum din Vrancea și nu găsesc. Am trimis la artizan odată poze și nu dau de ele. Când le-am luat cu mine 5 ouă, când am fost acum 4 ani, nu mai știu, la Chișinău. Și aveam unul cu talpa gâștii, cu fierul plugului, cu peștele în coteț. 5 modele am avut. Morun felii, steluța mică, steluța mare, dar se nu fac și cu ceara pe ele. Da, cu puncte, locurile albe le faci la francenești cu puncte negre. Faci, deci urzești cu negru, pe urmă faci modelul culorile care să nu se atingă una de alta și așa, un fel de... Iar culori au roșu, acum realizez că sunt culorile de la ei. Au galben, roșu, rozu, verde. Rozu neapărat. N-au roșu, roșu, în loc de roșu e rozu la ouă. E un roz, exact. Mă nebunește da. O vecină să-i caut culoare de aia. Unde găsesc eu roz de la să-i duc ei roz să pun în ceară? Asta nu-i? În ceară, dacă vrea să le facă cu ceară aplicată. Dar roz. E un roz înțeptat trebuie... așa. Știți ce-i trebuie? Îi trebuie prima dată ceară albă. Păi cu ceară albă face. Deci face cu ceară colorată cu de la tăciune, de la și face negru și îi trebuie da. roz, galben, verde și albastru. Verde și albastru. Astea patru culori, atâta să pun. Da, dar nu are rozul ăla, care e ciclam. În magazinele cu materiale de artă la Cluj am văzut culori pentru ceară. Serios? Dar poți să pui orice ce în ceară, orice culoare pui colorezi. Noi am pus la bucalul. Eu mâine ajung fix la Cluj. Deci magazine de artă. Da, magazine de artă sunt niște prăfuleți speciale, dar puteți folosi și de creanele astea de ceară. Știți copiii, pentru copii să fac niște... Da, Olesia, eu ți-am dat ție niște tubulețe de tempera. De acrilă. De acril. Da. Alea erau foarte bune, de pus ulei. Serios? Era rozul, erau chiar culorile astea. Dar rozul, albastru și verde. Da, mi-ați dat 3. Și nu m-am mai primit, nu le-am mai luat. Îi duc și creion de ceară de la copii, îi duc și tempera. Dacă ziceți că merge, iau tempera, nu? E ceea ce mi-a dat domnul Dumitrescu, era un fel de acril. Acril. Da, eu m-am păcălit, eu le-am luat că am zis că să pot să vopsesc cu ele lână. Vreau pentru bete, știi? Și când m-am uitat, ele erau depictat pe textile. Textile, da. Da, depictat pe textile. Fac ăștia aici baticuri din mătasă naturală pictată. Și mă nu le-am zis că-i duc mărgăline să facă pentru ouă, era prea mult și zic, las că îi le dau o lese că ea are mai mult întrebuințare. Eu am pictat haine. Eu am și un ou, dar așa un desen foarte straniu, o frunză. Păi e pomovieță. E invers. Așa. Așa. E pomovieții, nu? Aha. 7 etaje, câte sunt acolo? Nu știu, 3, 7, 8 are. A meu are cu 8, e mai model. Lăsați-mă ce partea asta. A fost nouă mai mare. Asta e nouă, are. Partea asta are nouă. Ce? Nina, ia și eu am unul foarte frumos, bucovinean. Da. Ce frumos. Eu am multe, numai că nu sunt aici acasă. Să vede?
Eu vă arăt unul foarte frumos. Da, da. De la Tocănești. Stați un pic, da, să vă fac niște poze. Stați un pic. Vera, unde ești? Nu știu. Unde ești, da? Pe Olesia am fotografiat-o. Stai așa. Ah, și pe Vera. Acum pe Vera. Gata. Și mai era, stai că mai, ne mai arată mai cineva. Doamna Gălbează. Gălbează, doamna Gălbează. Și doamna... Și de la Bisuca vă arat. Aici am rădașca mare. L-am de la... Din 2013 am două, de când mi-am dat gradul 1 și mi-a făcut cineva. Așa eu mai fac cu copiii, dar nu atât de reușite. O să trimit și poze. Aici am rădașca mare. Am, știu motivul și de rădașca mică. Când sunt împărțit, e în 4 câmpuri împărțit și vin 4. Aici am numai, vine rădașca mare, 2, față, spate, cum vine. Și aici am, cred, floarea Paștelui. Dar, nu știu dacă vedeți. Dacă nu, am să trimit poze. Se vede, se vede foarte bine. Am făcut poze, screenshot. Da, da, da. Și s-au stafidit gălbenușul, că le-am din 2013 astea acolo. Știu că mi-am dat, de când mi-am dat gradul și au rămas. Așa am mai făcut cu copiii, dar așa, aici s-a rochița rândunicii, dar nu mai e așa, nu chiar reușit. Am încondeiat în fiecare an în școală altfel. Anul ăsta n-am mai. Și bine, și eu acasă. Mai sunt tot motivele astea. Uneori, aici a făcut fetița mea așa cu, cred că de anul trecut ăsta, cu o floare, mă rog, și aici crucea, sau paharul, să zice, nu știu cum. Dar nu e foarte reușit. Da, tot așa și pe la noi mai sunt. Fierul plugului, creasta cocoșului, creasta găinii. Da. Cărarea ocolită, sau cum se cheamă? Cea care se face cu rătăcită. Calea rătăcită. Rătăcită, da, da. Dar noi le fierbem înainte. Calea rătăcită e asta. Da, da, da. Da. Dar mai multe variante, dar aia e una. Da. Da, 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 are foarte multe variante. Cred că fiecare sat are... Da, normal. Dar noi le fierbeam, puneam copiii să vină cu ele fierte și cum făceam eu la școală, mergeam la... Aveam un aragaz acolo, să zicem așa, și puneam vas cu ceară pe o tăbliță acolo și încălzeau un pic cu ou, încălzeau un pic cu ou să fie cald și apoi îl luau cu condeiul și așa se zice la noi și își făceau motivele pe ou. Și apoi da, le coloram. Când e ou plin, e obligatoriu să fie cald. Da, da. Acum ce faci? Da. Nicoleta. Ce faceți eu acolo? Eu fac și mazărea. Ce anume? Mai ziceți o dată, vă rog. Mazărea. Făștițele combinat cu mazărea. Aha, pentru deci... că nu e obligatoriu să facem un singur model pe ou. Putem să combinăm modelele. Dar mazărea nu o văd. Aici. Te are un punct, tot același punct din centru și apoi în colț da, câte o mazăre cu... cu boabele. Cu păstaie cu boabele, da. Cu boabele. Aia reprezenta familia. În păstaie. Da. Să fie familia cât mai numeroasă. Și unită. Normal. Îmi permiteți să vă arăt eu niște ouă, vă rog frumos? Da. Sigur, uitați, de la Gura Humorului, am cumpărat eu acum câțiva ani, niște ouă de la doamna Elena. Este, are ea primul magazin acolo. Cu ceară aplicată. Da. Nu știu, da, să știți că sunt în relief, adică... Da, da. Vopseaua este în relief. Așa, apoi acesta, care pe o parte este bisericuța și pe cealaltă parte este o cruce. Da.
Și scrie Mănăstirea Humor pe el, după aia pe acesta care nu este, este doar cu vopsea. Asta l-ai păcurat de la Humor, dar e de Ciocănești. Acum vedeți, Mazărea? Acum, da, stai așa, nu te mișca să fac o poză. Mai am una. Deloc nu mă mișc. N-am prins-o. Ne mai arăți odată, Nicoleta? Da. Așa. Ce interesant. Ce s-a întâmplat? Gata. Am reușit. A, deci unul e așa și cum le faci în opic vin, nu? În registre unul așa, da. Unul așa, am înțeles. Uh-huh. Da. Acum pornesc la altul. E să vă arăt și eu un nou mai mic. Da, e un ou de bibilică, ăla și tot cu ceară colorată. E un ou de gâscă. A, de gâscă. A zis mai mic și cât pe cum. Mai mic. A stat aproape. Am și eu unul de bibilică. Ia uitați-vă cât e de mic. Și tot cu ceară colorată. Mai departe un pic, doamna Galbează, să-l țineți. Așa și dumneavoastră. De mic. Oh. E foarte, foarte mic. Nu, eu am de gâscă. Bibilică, draga mea, ăla e de trebeliță. Da? Da, exact. Da. Da, e foarte, foarte mic. E de trebeliță, pentru că coaja aia colorată de la ouăle de trebeliță se șterge cu apă și cu și săpun și un burete mai aspru. Mm-hmm. Și rămâne ou cât de cât alb. Și se poate colora. Mm-hmm. Da. Da, mai am unul cu mov. Da, nu se vede. Se vede bine asta? Nu prea se vede. Dar e foarte frumos. Poate dacă îl dau mai aproape. Tot cu ceară aplicată, da, superb. Tot cu ceară aplicată. Și cu brâu. Da. Dar are și niște punculețe albe. Cu mov, da, pentru că este ceară albită, ceară albă. Ceară de albine albită. Aha. Aici am greșit. Ia să vedem. Și dacă am greșit, acum am o groază de lucru ca să-l rad. Adică, cum adică? Îl curățați, adică? Da. Deci puteți curăța acea vopsia. Dar merită să stai să o curăți? Îmi pare rău că totuși am muncit la el. Da. Dar înseamnă că n-ai greșit mult. Nu, doar o dungă, o linie, atât. Dar dacă greșim cu ceara, nu se poate șterge, așa? Nu. Se șterge, dar îți trebuie foarte multă determinare, pentru că în momentul în care îl bagi în vopsia, acolo unde a fost ceară și îl ștergi, nu se colorează. Acolo culoarea nu prinde foarte bine. Aha, și trebuie o sticluță de tuș, culoarea aproximativă aceeași, ca să colorezi pe urmă cu tuș pata aia care n-a prins culoare. Am înțeles. Adică mai bine faci altul. Scurt, da. Dar poate să rămâie și greșit. Sigur. Că normal. Totdeauna poate să rămână și greșit. Păi. Deci, nu se vede. Cine, cum se zice? Cinele Paștele cunoaște. Mulți văd puțin pricepți. Da, da. Numai cei ce știu bine. Ce văd. Da. Și aia ce știu bine, știu că așa trebuie să fie. Deși... Da, și nu o să se supere. Că poate să fie și greșeală, da.
Da. Eu totuși o să-l dau deoparte. Deci funcționează chestia. Mai bine ați putea să faceți același model peste tot, ca să nu mai... Nu? Nu, nu se poate să folosiți același model peste tot? Nu, la astea cu flori nu. Nu. Okay. La alea în feluri, da, în pistrite, dar la astea cu flori nu, pentru că n-ar mai arăta bine. Deci alea în pistrite le spui și cu feluri, sau cum ai zis? Alea cu doar cu roșu și cu alb se cheamă în pistrite. Da. Și astea la alte colorate se în cheamă condeiat. În feluri. În feluri. În condeiat, da. Unde floarea verde? Luminez un pic mai bine acolo? Și aici ați spus, aici aveți deja galben și roșu și urmează să aplicați verde? Da. Da. Din linii succesive se realizează modelul. Mm-hmm. Dar de obicei genul ăsta de... ouă, la târguri nu faci bani. Pentru că se specifice unei singure zone. Da, da. Și de multe ori când le văd atât de frumos colorate, le se pare că sunt chici. Mm-hmm. Și nu atrag. Da, da. Pentru că nu se știu că aparțin unei anumite zone. Da. Nu au fost promovate foarte mult. Da. Eu le promovez de 13 ani. De când am început să ies la târguri, la concursuri de la Paști. Acum se mai fac anul ăsta? Nu cred. La Ciocănești a fost duminică. Da. La Humor a fost ieri. La noi, la Candreni, va fi în Duminica Floriilor. Dar în cadru foarte restrâns. Și în spațiu deschis, afară. Uh-huh. O, nu cred. Și o să merg? Nu sunt sigură. Pentru că eu am o problemă cu frigul. Da, da. Dar dacă se anunță să fie cald, să trec pe acolo. Că n-ar fi rău la vânzările astea de târguri ca oușoarele să fie însoțite și de simbolistică, de o hârtiuță în care omul să știe ce cumpără. Exact. Cum ziceați, cu mazărea, cu familia, cu păscuța, cu vârtelnița, cu toate cele. Că măcar 20% din cumpărători să nu plece doar cu nouă acasă, ci să înțeleagă greutatea chestiunii pe care o cumpără. Cu zona din care vine. Da, zona, pentru că atunci cu siguranță le-ar aprecia pe toate. Da. Am pățit la Gura Humorului, la târg, a fost târg cu concurs din condeiere. Și am pățit că au fost întrebate doamnele de la noi din sat, pentru că se liniază tineretul, liniază cu negru, numai cu mov, bagă flori de mai multe culori, mov deschis, roz, care nu sunt chiar specifice, și atunci când au fost întrebate, dar cum arătau ouăle bătrânești? Și le-au trimis la mine. Și au venit, s-au uitat să vadă ce expun și au întrebat, dar alea vechi unde sunt? Și am zis că uite, astea sunt. Și nu le vine a crede. Pur și simplu. Și diferența o înțeleg într-un anumit măsură, pentru că noi acum lucrăm pe ou alb. Exact ce v-am spus și mai înainte.
Pe când mai de mult nu se lucra pe un alb, pentru că nu era de unde. Nu puteai să vii din Târgu la Dorna, 17 km până la Poiana Negri, ouăle albe în traiste. Pentru că aveai multe altele mai importante de adus. Și se foloseau ouăle care le aveai acasă, în gospodărie, și erau ușor maronii. De ouă maroniu, desenul e diferit. Da. La acestea, cu ce începeți? Cu galben? Aplicați galben în triunghiul, în registru alb, care a rămas? Da, da. Următorul e galbenul, apoi florile, în general cu albastru, e după galben. Cu albastru înainte de galben, nu după. Pentru că dacă dau cu galben pe unde trebuie să fac flori albastre, s-a dus jos, atunci floarea, în loc să fie albastru, o să fie verde. Și atunci albastru e primul și apoi vine galben? Da. Galben și apoi facem floarea roșie. Da, și la final verde. La final verdele și accentuăm cu mov un pic. Asta vreau să întreb, în mijlocul florilor, parcă vedeam ceva închis la culoare, deci da, era da, mov. Un pic de verde sau un pic de mov îi facem în cerc. Da. Dar ouul pe care l-a scăpat e bine? Nu da. Cred că bine. Nu cred că bine. Nu mă mai uit după el ca să nu mi se facă rău. Nu mai e bine. Uite, deja al treilea ou. Cel cu mazărea. Cu mazărea, da. Acum se vede mai bine? Da. 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 Hai să le întorc. Așa. Cu mazărea, așa. Ce frumos. Foarte frumoase. Așa vreau să fac și eu. Da, da, și eu. De aștept. Mai arată-ne modele pe care le putem face. Asta cocoșului. Dar vă supărați dacă o să iau un caiet să vă desenez acolo? Nu. Perfect. Nu mai sunt. Trebuie să-l desenez pe om. Așa, să vedem poza și să înțelegem. Îmi aduci, te rog frumos, un caiet, ca să nu fie cu linii deloc. Da. 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 Domnul Nelu, ia zi ce țineați în condeiat ouă? Eu nu mai de mult, nu. Dar la acasă, când erați mic? Nu, aveam pe Aglaia lui Pârvu care ne făcea. Deci, m-am dus să văd cum le face. Mai sunt acum la Tichiriș bătrâne care fac? A, nu sunt așa bătrâni. Nu știu ce înțelegeți voi pe bătrâni. Dar azi a spus un reporter că polițiștii la Pitești au omorât un bătrân de 63 de ani. Dacă era lângă mine reporterița, îi spuneam eu ce i-ar face unul de 63 de ani, știi? Bătrânul de 63 de ani, da. Bătrân la 63 de ani. Da. Și mie mi-a zis astăzi... O clientă zice, era o doamnă bătrână de vreo 40 de ani. Da. Zic, wow, deci eu sunt vai de capul meu. Doamnă nu bătrână. Mai face Magdalena cu care stăs eu, face o muzică. Săraca are comenzi de nu dovedește. A supraviețuit-o. Ei, ați văzut. Bravo. Uite-l. Ne bucurăm! A, ce bine! Păi da, așa. Eu știți când am făcut ouă, când am fost la Chișinău din Paș sau de înălțare, nu mai știu. Așa. Atunci am făcut cu Magdalena să terminăm mai repede, că avea de făcut prin sat și am
Am vrut eu să le fac mai frumoasă, mai pe ale mele. Așa. Am luat cu mine. Dar nu mai găsesc pozele să vi le arăt, că aveam o poză așa frumoasă, am crezut că i-am trimis-o lui Slava, dar nu o găsesc la el. Ia, ce ne desenați? Deci creasta cocoșului, da? Da. Împărțim cum? Tot în patru, așa? Da, majoritatea așa se fac. Adică la fel, la fel ca ăsta cu mazărea? Da, da. Și creasta cocoșului o facem aici. Oh, trebuie să desenez și eu. Tata, dumneavoastră, te rog. Întoarcem. Mai bine facem poze decât să desenez. Am făcut eu poze, sper să le punem în album. Așa, și am și notat ce sunt. Perfect. Foarte bine, mulțumim. Se pun într-o anumită ordine. Când am terminat, n-am făcut doar creasta cocoșului. Am făcut și vârtelnița. Da. Înțelegi? Da. Înțeleg, dar mă așa gândesc cum o să le pun pe celelalte patru. Ca să-mi iasă iar vârtelnițe. Se pot arăta și altă, adică să nu fie vârtelnițe, există și altă modalitate de dispunere? Eu n-am auzit. Mă întrebam dacă se pot dispune și altfel, nu în vârtelniță, cum se mai pot aranja crestele. Ai auzit, Nicoleta, întrebarea? Am înțeles întrebarea, dar nu știu cum să răspund. Pentru că e literă de lege. Îți arată bătrâna cum faci ouă și trebuie să-l faci exact așa, nu altfel. La astea am pistrit-o. Cum se numește modelul acesta nu, în triunghi? Dacă zic dacă se poate, adică dacă e în canon, bineînțeles, nu așa, după imaginația noastră. Nu, deci așa se fac, înseamnă că așa e... Da, nu se negociază. Doar așa se face. Așa. Aici, în al doilea triunghi, în primul triunghi, ce avem? Tot o vârtelniță. Și mazăre. Păi, da, tot o vârtelniță cu mazăre. Mazăre era un fel de... îți urez să ai viață frumoasă și familia împlinită, cu mulți copii care să ajungă la rândul lor, la casa lor. În mod obișnuit, pe ou e o urare. Uh-huh. Asta vine pe un registru, vine asta, nu? Sau da. Pe fiecare... Da, pe un... Putem și să combinăm sau facem pe toate la fel? Ba da, se pot combina. Îmi place asta cu mazărea. Și mie. A, deci tu de acum ne faci registre doar, da? Da. Super. Asta ce înseamnă? Asta registru se repetă și la urmă rezultă ouul tot îmbrăcat în steluțe. Uh-huh. Da. E ruja pe colțuri. Aici putem lăsa simplu sau se poate face vârtelnița
Aia se combină cu celelalte. Da, da, da. Am înțeles. Contează cum se învârte vârtelnica, dacă e la stânga sau la dreapta? În sensul acelor de ceasornic. Asta e ruja. Repetăm modelul. La final să ne faceți o poză la desenele acelea pe care aveți să ne-o trimiteți și nouă. Da. Eu știu pe asta steluța mare sau luceafărul. Da, la noi zice ruja. E ruja pe față, ruja în colțuri și făcând desenul ăsta de aici încolo, lăsând mijlocul gol, avem ruja pe capul. Mi s-a terminat că eu. Câte instrumente ai tu acolo, sigur mai e. Să-mi aduci, te rog, frumos un creion. Te rog. Să-ți mai arăt o mazăre interesantă. Acum îmi dau seama, explicând fiecare model. Eu doar le fac, pentru că știu că așa se făcea și așa am învățat. Dar acum îmi dau seama cât de des întâlnește motivul mazării la noi și motivul vârtelniței. Da. Să vedere. Asta, mulțumesc. Ține. Dar se cultivă așa de mult mazărea pe acolo, la noi nu crește mazăre. Nu dai cu familia? Nu, la noi cultivată era bobul. Da, mâncam bob când eram mică. E cu simbolistica familiei. La fel. Da, e simbolistica familiei mazărea. Interesant. Da. Asta e tot cu mazăre. Da. Și tot vârtelniță. Seamănă cu, poate să fie pus în altiță? Ce frumos. E cum sunt pomișorii vieții din altițele de Bucovina. Alea mititele. Vorbește, Nicoleta, ca să vedem poza. Trebuie să spun eu ceva ca să vedeți poza? Da, da. Uite. Asta. Deci așa se repetă în fiecare registru. Întoarce, ca să se vadă clar.
Și tot la fel, se pune și creasta cocoșului. Punând-o așa. E creasta cocoșului sau frunză de stejar, dar se lasă doar jumătate, nu se completează partea asta la altă. Iar nu te mai vedem. Și din, la fel apare din nou. Și asta e cu vârtelnița? Da, dar e creasta cocoșului. Văd, dar mi se pare că nu merge în același sens. Nu, trebuie să meargă unul după altul. Partea lungă e aici, aici și aici. Aha. Nu au voie să meargă în același sens. Pentru că în momentul în care fac celălalt registru de jos, eu nu vin cu creasta cocoșului aici, pentru că atunci mi-a să frunza. Da. Eu vin tot aici, așa. Janina, ți-am trimis o poză cu niște ouășoare din cartea lui Cherciu. Mai da. Are el frumoasă, dar nu mai am cum. Aha, ia asta să o arăt acum. Alb negru. Nu o găsesc poza mea, am șters că nu am loc pe telefon. Care carte? Arăt acum. A lui Cherciu, la lui Ionică. Ia, uitați, acestea sunt. Deci acestea sunt din zona Vrancei. Astea, Sichiriș, Vindra. Cătură. Aha, și ele sunt albe și peste s-a aplicat culoare și puncte. Nu, urze, faci cu negru întâi? Faci cu negru, cu ceară ai neagră și pe urmă unde vine vezi că ele nu se întâlnesc cu o bucată, o parte culoare, o parte fără. Știi, se împart așa registrele. Uh-huh. Și atunci unde rămâne alb, pui puncte, punctișoare. O și mazărea care a tipat asta. Mazărea, exact, atât aici da. Jos e mazăre. Da, totuși astea, deci nu sunt făcute cu ceară care se după aia să o dai jos de pe ou? Nu. Colorată. Colorat. Ceară colorată da. Care tu o pui pe acolo. O faci. Și așa rămâne. Da, cutiță faci modelul, știi, negru, și ceara pe urmă faci cu o pensulă aia, umpli verdele, galbenul, rozul, nu se văd culorile bine, dar ele astea sunt culorile. Galben, rozul, verde și albastru, în negru. Da. Na, ele sunt mai frumoase în culori, așa, dar cum am reușit eu poza, cum a fost poza lui, cum am mai făcut poză după poză, îți dai seama, n-am mai... Da. Da. Dar uitați că apare mazărea și la dumneavoastră. Da. Pe toate îi prind cu mazării, că noi... Deci nu rămâne albe, nici unele. Mai să fac un fel, numai în două culori. Cu niște modele, iar foarte interesante. Are el în cartea ornamentica tradițională românească. Niște foarte interesante modele. Dar eu am făcut, în 2016 am făcut eu. Pe urmă n-am mai. Și înainte mai făceam așa să o învăț pe fiică mea să-i arăt cum să fac, dar făceam cu alte culori ce aveam eu la îndemână aici. Am făcut în fiecare an aici. Că le aveam în cap modelele, așa, știi? Asta înseamnă că este tot de acolo, domnule, nu-i așa? Ăsta-i, da, uite-l, ăsta-i de acolo. Uite. Luceafărul ăsta, da, uite-l. Luceafărul, exact. Ăsta-i de la noi, ou muncit se numește. Eu nu-l văd. Ah, da. Uite. Da. Măi, ce super. Vezi? Iată ce am în casă și habar n-aveam. Da, ăsta e de la noi.
Peștele în coteț, mărunfelii, mărunfelii și ăla e foarte frumos. Frunza de stejar. Da, laba gâștii, fierul plugului, îl mai știam eu, că, na, care nu mai le-a dus. Ăsta are ceară pe el. Da. Da. Steluța în capete. Da. Și îl simt la bunelele astea, le simt la, sunt în relief, le simt la deget. Păi da, că e ceara. E tot ceară. E ceară, ceară, aia acolo rămâne. Să folosea ceară, ceară de la stupar, de la... De albine. De albine, da, nu. Și punea Dana, pentru negru. Dana, ce faci? Eu caut în ornamente ca ouăle domnului Chercu. Nu le găsesc. Da. Sunt ceva negru în colțuri și sunt separat, cum, nu sunt împreună. Sunt așa, pe unde sunt în colțuri. Ah, da, pe aici, pe acolo. Da, pe aici, pe acolo. Aia s-ar putea să fie calea rătăcită, nu? De exemplu, are unul la pagina 5A. 5A, ăsta, la 5A. La 126, pagina 2. Și nu, e 3-a, 126, pagina 126. Pagina 126. Da, l-am găsit. Ia, să vedem. Vezi ce formă are ăla? Asta e. Ah, da. Și mai este unul tot așa cu un pom, cu o crenguță, interesant. Da, interesant. Da. Mai are în dreapta la tot, dar stilul la ăstea, alea să... Da, la... E o fi de vrancea, că tot așa crenguța are. Iară. Aici mai sunt unele. Păi am... Da, uite, astea iară sunt interesante. Ah, da. E o pagină mai înainte, la 125. Uh-huh. Ah, svastica, uite ce fain. Nei, voi să te. Da. Acum ne trebuie poză la astea. Da, Andreea face poză. Și vă trimite eventual dumneavoastră, doamna Gălbează. Da. Primiți dumneavoastră și ne da. Dați. Uh-huh. Cred că, a, da, nu poți să ți-o trimită ție. Da, mi-o trimite mie. Uh-huh. Ca să le avem, să le probăm și să le arătăm și noi la Paște. Scoatem și noi din... Foarte frumos. Bine. E bine așa, nu? Da, stați să fac și o poză. Cred că a făcut și Nicoleta. Așa, gata, e clar, a ieșit, e foarte clar. E bine. Perfect. Încă n-am primit. Am făcut noi prin screen-uri. Da, bine. Se văd bine, da. Vă mulțumim. Și o să caut în galerie și îți mai trimit, Dana. Da. Poze cu ouăle făcute de mine. Da. Sunt mai multe modele, dar în momentul de față nu reușesc să le mai adun. Ne-ați adus deja. Mulțumim tare, tare mult. Foarte, foarte frumos. Am aflat foarte multe lucruri și acum trebuie să punem și noi în practică. Bine, doamna Gălbează deja a pus în practică aici, în direct. Da, un pic. A venit pregătită. Mulțumim tare mult, doamna Irimescu. Foarte mare plăcere ne-a făcut să vă avem și să vă vedem și să vă auzim. Vă mulțumim mult că mulțumim. Petrecut două ore alături de noi aici. Și mă bucur că ouă este bine. Deci ne bucurăm în grup că ouă este bine. A scăpat. Rezistent. Foarte frumos. Fiind gol, el sare în sus ca o minge de ping-pong. Da. Însă să știți că există și ouă de plastic. Exact formatul ăsta. L-are inclusiv gaura care ar trebui să fie pentru
Vin de la ucrainieni. Nu știu. Vreau să zic cine le face, vreau să întreb. De la ucrainieni vin. Și la ei vin de la chinezi. Asta vreau să zic, chinezii le fac. Acolo. Da. Da. Eu am primit de la o prietenă din Canada niște țevi speciale pentru siropul de mesteacăn. Da. Și vă dați seama că venind de peste ocean au costat destul de mult. Pe ele e tot made în China. Doar că la noi chinezii nu le comercializează. Da. Nu e cerere. Da, ar fi cerere, dar nu vor ei să aduc. Ca să nu ne sperie că ei chiar e cererea e mică față de... Da, da. E normal. E zona în care crește mesteacănul la noi, nu e foarte mare. Nu. Și nici nu toată lumea cunoaște beneficiile lui. Asta m-a surprins, Dana, pentru că tu ai zis că nepoțica îi face baie în covârf. Da. Eu știam că pentru piele, mai ales la bebeluș, cel mai bun sunt mungurii de plop și de mesteacă. Da, noi așa știm, așa ne-am scăldat toți pruncii și... Și rostopasca. Da, tot e bun. Rostopasca e de evitat pentru pe toxica. Da, pentru băi este recomandată pentru bebeluș. Noi am scăldat copilul ăsta care are 18 ani la început. Da, trebuie să vă uitați că e pentru piele. Noi, la noi se vinde uscate. E anume pentru băi. Nu pentru ceai, nu. Dar pentru... știu că ceaiul se face, doar se trece apa peste rostopască, nu se pune în apă. Adică se pune în strecurătoare și se trece apa clocotită peste ea. Dar nu pui foarte mult, nu faci termic, faci așa o infuzie pentru căduță de asta, este pentru piele, pentru băut acolo este o procedură aparte, nu da, nu da. Da, pentru băut se face așa. Da, și șovârful este foarte puternic. Șovârful are un secret, să știți. Planta proaspătă, tocată mărunt și trecută normal printr-un blender cu un pic de apă ca să scoți sucul proaspăt din sovârf când e înflorit. Și la ce se folosește? Pus cu un pic de țuică. Ah. Era modalitatea prin care puteai să ajuți părinții care participau la înmormântarea copilului lor, să nu cadă în depresie. E un... Nu știu exact ce component are, că nu poți să fii supărat, înțeleg ce se întâmplă în jurul tău. Este un antibacterian foarte puternic. E o amulei esențial de șovârf. Da. Care merge și pe paraziți și pe gastro, pe toată sfera și pentru papiloame să le ardă, dar el e foarte puternic. De aia zic. N-am știut-o pe asta cu... ajuta. Multă lume nu cunoaște în caz de iminență de depresie. Te ajută să treci peste partea grea. Da, ați văzut acolo scrie în carte ce e de vopsit cu plante, cu sovâr și zice dacă e rupt cumva rădăcina acestei plante, trebuie să-i pui pâine cu sare, adică nu e voie să cumva, nici întâmplător să rupi rădăcina acestei plante. Ei, da, adică se dă o jertfă. Dacă ea o jertfit când tu ai rupt rădăcina, atunci ce să faci o jertfă? Ei, asta nu știu din care categorie ar fi, dar am citit într-o carte și m-a uimit. Să știți că se mulțește foarte repede, că eu am umplut grădina soacră mii de șovârf.
O să-mi aduc de la Orhiei Vechi, nu iau acolo așa de mult. Deci am pus... Să-mi iau și eu de la Dorna la vară, poate reușesc. Da, sunt semințe în comerț. Eu am pus un plicușor de semințe și cred că l-am de 10 ani. V-am zis, la propriu am umplut grădina. Deci anul trecut numai nu l-am cosit. Am bucățica mea acolo unde pun și roiniță și tarhon și salvie și toate minunile. Și am plantat oregano. Acum am mai scos din el, că e mult rău. Oregano. Dar e foarte mult în flora spontană. Eu am adunat din flora spontană. Da, eu tot din flora spontană folosesc și am oregano în ghiveci. Dar n-a făcut floare niciodată, doar frunze. Foarte ciudat. Ce frumos se văd ouăle. Le vedeți? Da. Da. Tare frumos. Mulțumim frumos, doamna Irimescu. Haideți că v-am ținut 2 ore aici, alături de noi. Mulțumim din inimă pentru... Și mulțumim și fetei dumneavoastră care a stat 2 ore în picioare ca să vă filmeze pentru ca să vă vedem noi. Mulțumim frumos! Da. Mulțumim! Mă bucur că am putut și de folos. Sper să văd de păștițe ouțele făcute de vouă. Da, da, da! Mă trimitem să le vedeți. Sigur, abia aștept. Cel puțin pe astea tradiționale. Da. Celelalte naționale o să le fac eu în continuare pentru că sunt greu de făcut florile. Da. Și pădează foarte tare. Eu am mâinile, dacă v-aș arăta, mâinile pătate. Da. Abia când mă dau la așa. Acum se fac și cu aptibilduri, te doare capul, simplu, cu tot felul de podă. Nu sunt frumoase, dar am văzut la țară, am văzut la biserică, la noi. Da, în fel e o modalitate. Îți mulțumesc și eu pentru cânipă cu ocazia asta, că n-am apucat atunci, tot pe fugă am fost. Și... Că noi sper să apuc soțes, că e tare frumoasă. Da, da, e frumoasă, e frumoasă. Merge foarte bine la coșuleț croșetat. La? La țăsut e bună, nu? Nu doar. Ah, nu, da. Ia sunt niște bijuterii grozave din trânsa. Ce iese din ea? Bijuterii. Ah, da, nu e specialitatea mea. Croșetate așa cum se croșetează șnurul pentru lanțet. Știu. Bine, da. Atunci. O seară bine. Bună. Vă mulțumim. Sănătate. Mulțumim. Sărbători frumoase. Mulțumim tare mult. Mulțumim. Sănătate multă. Din suflet. La revedere! La revedere!